Începem însă, doamnelor și domnilor, cu informația momentului. Un copil a fost folosit ca sclav vreme de 4 ani de zile la o stână din Brașov. Băiatul era ținut într-o cușcă și forțat să muncească. Procurorii și polițiștii au descins astăzi la stână, dar și la mai multe grajduri din zona respectivă. Mai multe persoane vor fi audiate, așadar în orele următoare la DIICOT Brașov. Cu toate informațiile despre cazul acesta, este alături de mine corespondentul Antena 3 CNN, Ovidiu Stan. Ovidiu, ce se știe despre ceea ce s-a întâmplat la stâna aceea vreme de 4 ani? Bun găsit! Mai multe persoane sunt cercetate pentru trafic de minori și rele tratamente aplicate minorului în urma unor perchiziții care au loc la două stâne din județul Brașov. Vorbim de un copil care la 8 ani de zile a fost vândut de către părinții la o stână și ținut de către proprietarul stânei în condiții indecente, în condiții inumane, am putea spune, pentru că acesta era ținut într-o cușcă și obligat să muncească, supus la munci foarte grele. S-a întâmplat acest lucru timp de 4 ani, din 2018 până în 2022, după care la finalizarea dosarului cele 3 persoane au fost trimise în judecată, însă părinții l-au revândut din nou în 2022, timp de un an de zile, la o altă stână, pe minorul care are acum 13 ani și care de asemenea a fost supus la munci grele în condiții inumane. Astfel că procurorii DIICOT împreună cu cei de la investigații criminale au desfășurat o amplă acțiune cu perchiziții la fața locului, au reținut mai multe persoane pe care le-au adus la audieri și continuă cercetările în acest